Îndrăgitul solist Radu Ciordaș este unul dintre artiștii de seamă ai folclorului nostru. Un suflet de ardelean adevărat, român cu dragoste pentru valorile moștenite de la părinți, dar și un om vesel și pus pe glume. În această dimineață, îndrăgitul interpret ne va povesti cele mai amuzante întâmplări pe care le-a trăit de-a lungul carierei sale artistice. Despre cele mai emoționante momente din viața sa, proiecte noi, dar și despre întâmplări care stârnesc râsul și voia bună, ne va povesti pe îndelete cel mai îndrăgit artist al românilor, Radu Ciordaș. Age flori, ge brândușă, laila, 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 laila. Când doi dintre cei mai valoroși artiști ai noștri își dau mâna și colaborează, rezultatul este indubitabil cel mai bun. Zorica Savu și Raul au înregistrat un duet care va fi pe placul dumneavoastră, alăturându-și vocile calde și bine armonizate în studioul de înregistrări. Un duet de senzație va răsuna în premieră la cel mai îndrăgit matinal. Vreți să-i auziți cântând împreună? Rămâneți pe Etno TV. Viața mea e și bună, e și rea. E cu soare, e cu nor. E și greu, e și ușor. Lume, nu știu ce să zic. Dintre piesele îndrăgitului artist Gheorghe Gheorghe au devenit șlagăre de-a lungul vremii și aduc bucurie în sufletele iubitorilor de muzică populară, iar pe scenă celebrul artist se prezintă ireproșabil. Cum vede interpretul de muzică populară satul românesc contemporan? Mai păstrează el tradițiile care l-au definit? Îndrăgitul interpret ne va vorbi deschis despre cântecul popular din zona sa în contextul actual al culturii tradiționale românești, cu plusuri și minusuri. Rămâne cu noi. Le iubi și le iubesc, la surat nu mă Bravo! Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața, oameni dragi! Bună dimineața, formația Răducanu Music!
Bună dimineața, Mihalis! Bună dimineața, dragii noștri prieteni! Ne bucurăm din suflet să fim și astăzi în căsuțele dumneavoastră cu muzică bună și invitați extraordinar de buni. Spunem încă o dată bună dimineața formației. Bună dimineața, bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit! Bine că v-ați trezit în această dimineață să petrecem trei ceasuri cu dumneavoastră de muzică bună, de bună dispoziție, dragi telespectatori, și noi ne-am trezit. Și divertisment. Și divertisment, divertisment de calitate, dragi telespectatori, pentru că astăzi, așa cum v-am obișnuit, am intrat în maratonul surprizelor și deja prima surpriză a fost divulgată, pentru că la noi în platou se află deja formația Răducanu Music. Vom petrece alături de ei și vreau să-l rog pe seniorul formației să ni-i prezinte pe fiecare în parte. Fiul meu, Toni Răducanu. Bună dimineața, Toni! Fiica mea, Alma Oana Răducanu. Bună dimineața, Alma! Și nepotul meu, Paul Răducanu. Toți suntem cu Răducanu. Toți sunteți cu Răducanu. Îmi permite să o salut și eu pe colega mea, profesoară de istorie, Nicoleta Răducan. Bună dimineața, sper că te-ai trezit, pentru că dacă sunteți în familie, o să aflu mai târziu. Draga mea, Lavinia, ce alte surprize dragul mai avem meu, Mihalis, vreau să noștri? Spun că până să intrăm în direct, eu i-am auzit pe cei din formația Răducanu Music făcând probe și vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult. Cu siguranță mai târziu vom afla detalii despre pagina lor de Facebook și tot ce trebuie să știe telespectatorii noștri care își doresc să vă aibă la evenimentele lor frumoase, dar până atunci bineînțeles că vă invităm să stați alături de noi până la orele 12. Vă vom invita să intrați pe Facebook-ul nostru matinal și popular, dar și pe Instagram. Da, draga mea, dar și pe pagina de Facebook EtnoTV și pe canalul de YouTube EtnoTV, pentru că acolo puteți vedea toate emisiunile postului EtnoTV. Așa este, vă invităm pe toți să intrați și pe Etno TV și pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem o emisiune extraordinară. Da, draga mea, Lavinia, avem o emisiune extraordinară. Nu de alta, dar este miercuri și dacă nu suntem în mijlocul săptămânii, trebuia să fim și în mijlocul distracției. Drept pentru care, fiind în mijlocul distracției, ne chemăm prietenii să ne distreze. Așa și este. Pe noi și pe telespectatori. Și prietenilor noștri le place să fie în mijlocul distracției. Îi invit aici alături de noi. Vă invităm pe toți pe Etno TV la Matinal și Popular, pentru că este matinalul dumneavoastră iubit. Cel mai iubit. Dragi telespectatori, Dana, noi nu râdem că râdem. Noi râdem că suntem nevoiți să râdem. Pentru că colega noastră, Dana Scoica, care este în urechile noastre în fiecare dimineață. Se aude. Andra, îți mulțumim pentru noile avem căști. Avem căscute noi. Avem căști noi. Mulțumim, Andra, este colega mea din ansamblu Ela și verișoara mea și s-a gândit să ne facă niște cadouri ieftine, dar drăguțe. Nu știm când o să reziste. Doamne, calul de dar nu se caută la dinți. Și uite, apropo de treaba asta, hai să facem noi tema emisiunii. Da. Cum apreciem cadourile prietenilor noștri sau oamenii care ne fac cadouri? Vrem cadouri ni se pot scumpe, vrem cadouri scumpe sau apreciem orice lucru care ni se oferă, pentru că ni se oferă din suflet sau poate că atât a avut omul posibilități. Tu, de exemplu, cum ești? Eu știu să fac cadouri, dar nu știu să primesc Am cadouri. Am văzut. Nu știu să primesc cadouri. Știi să faci cadouri foarte frumoase. Uneori. Când sunt inspirat și creativ. Alte ori nu știu să fac, știu să fac cadouri, dar de primit orice cadou aș primi, deși mă emoționează, nu prea știu să mă manifest și am lecții, am de luat lecții bucuria de la alții, să-mi arăt bucuria. Dar mă bucur pentru fiecare cadou în parte, fie el cât de mic și de pricăjit poate fi. Eu cred că mai contează și cine ne dăruiește cadoul respectiv. Contează foarte tare cine ne dăruiește cadou, pentru că în fiecare dimineață cel mai frumos cadou ni-l dăruiește publicul nostru prin audiența pe care noi o avem și suntem în topul audiențelor și ne înclinăm ca de fiecare dată în fața dumneavoastră. Vă mulțumim din tot sufletul, dragii noștri telespectatori, pentru că ne urmăriți în fiecare dimineață de la ora 9 până la orele 12. Apreciem faptul că dumneavoastră ne trimiteți mesaje atât pe Facebook-ul nostru personal cât și pe pagina noastră matinal și
și populari. Să știți că le citim pe toate, chiar dacă uneori nu apucăm să vă răspundem. Sunteți într-un număr din ce în ce mai mare și mulțumim tuturor. Lucrul acesta înseamnă extraordinar de mult pentru noi, să vă știm că ne sunteți aproape. Draga noastră Daniela Scoica. Draga noastră, draga noastră. Face mișto de noi în cască. Ne spune că suntem mișto, să o facă Dumnezeu, așa cum spune și ea și așa cum spune vorba. Face mișto de noi în cască, spunându-ne ba că suntem prea veseli, ba că suntem prea triși, ba că nu stăm bine, ba că ne prostim prea mult. Asta este, avem și noi o producătoare. Producătoarea întotdeauna are dreptate. Bună dimineața, Iulian, nu-i nicio problemă. Era telefonul tău sau alergai pe Lesi în acest moment și ai pierdut-o din lesă? Ai văzut, draga mea, Lavinia în formația Răducanu Music, fica domnului Răducanu, Alma, pe lângă faptul că este o fată foarte frumoasă, cântă Și foarte talentată. Este foarte talentată. Cântă foarte frumos la saxofon și vreau să aflăm un picuț mai târziu dacă mai cântă și la alte instrumente. Vom afla despre toate aceste lucruri după o scurtă pauză de publicitate, timp în care noi bem o gură de cafea. Să facem un selfie sau poate rugăm un coleg să ne facă o poză. Vedem. Colegul nostru Iulian, care ne face în fiecare dimineață fotografii. Iulian este un coleg extraordinar. Ne mai face să și râdem și dansează non-stop. Așa este. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Cu toții avem sindromul distracției. Stați alături de noi. Când doi dintre cei mai valoroși artiști ai noștri își dau mâna și colaborează, rezultatul este indubitabil cel mai bun. Zorica Savu și Raul au înregistrat un duet care va fi pe placul dumneavoastră, alăturându-și vocile calde și bine armonizate în studioul de înregistrări. Un duet de senzație va răsuna în premieră la cel mai îndrăgit matinal. Vreți să-i auziți cântând împreună? Rămâneți pe Etno TV! Viața mea e și bună, e și rea. E cu soare, e cu nor, e și greu, e și ușor. We'll be right back.
Bravo! Bravo! Formația Răducanu Music, dragi telespectatori, la noi, la Matinal și Popular, în această dimineață, alături de dumneavoastră. Vă mai spunem o dată bună dimineața, dragilor. Da. Bună dimineața, Edi. Tony. Tony, eu sunt cu miei. Am în spate niște miei și îi dau. Cum? Vreau să vă spun, dragi prieteni, că formația Răducanu Music sunt de aici, din București. Vrem să știm dacă aveți pagină de Facebook. Cu siguranță aveți sigur, pagină avem de Facebook. Sigur, avem. Răducanu Music este pagina noastră de Facebook. De Facebook. De Instagram? Instagram, da. Tot Răducanu Music. Răducanu Music. Canal de YouTube? Sigur, Mituja Răducanu se numește canalul de YouTube, este tatăl meu. Căutați-i, dragilor, pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, dar și la noi, la Matinal și Populari. Luați-i la evenimente, sunt extraordinari și eu zic să-i punem să ne cânte, draga mea. Îi punem să ne cânte, dar eu vreau să o întreb pe singura domnișoară sau doamnă de aici, din formația Răducanu, dacă are iubit, dacă este căsătorită. Ne-a scris cineva pe pagina de Facebook, a întrebat lucrul acesta, dacă ești single sau... Nu am iubit. Nu ai iubit? Alma Răducanu, vă rog frumos să o căutați pe Facebook. Nu are iubit. Este available. Intrați pe Facebook-ul lor. Poftim? Pentru cântări, nu am înțeles. Aolo, zice tata că doar pentru cântări. Păi și cum facem doar pentru cântări păi și atât? Păi e tata lângă ea, înțelegi? Câți ani ai? Doar la început acum. 25 de ani, păi eu zic că deja poate să aibă și ea un iubit, are voie. Da. E lângă tati, vrei să spun acum tot biata fată? E cu tati, da. E la serviciu. Trebuie să îndrăznească, gata, s-a terminat. Fata se dezlipește de tată în acest moment. Și de șoc. Frate și de băr. Rămâne în formația lor, dar trebuie să-și găsească un iubit, că băieții intră pe pagina noastră de Facebook, pe Matinal și Popular, și întreabă domnișoara de la saxofon, are iubit? Alma, băiatul de la orgă, dragi, are iubită? Oamenii întreabă despre voi și noi trebuie să clarificăm aceste lucruri. Dragă Alma, dragă formație Răducanu Music, e timpul să ne dedicați o melodie și nouă și telespectatorilor noștri. Muzică, maestrilor!
Îndrăgitul solist Radu Ciordaș este unul dintre artiștii de seamă ai folclorului nostru, un suflet de ardelean adevărat, român cu dragoste pentru valorile moștenite de la părinți, dar și un om vesel și pus pe glume. În această dimineață, îndrăgitul interpret ne va povesti cele mai amuzante întâmplări pe care le-a trăit de-a lungul carierei sale artistice. Despre cele mai emoționante momente din viața sa, proiecte noi, dar și despre întâmplări care stârnesc râsul și voia bună, ne va povesti pe îndelete cel mai îndrăgit artist al românilor, Radu Ciordaș. Ce floare, ce brândușă, laila, 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 ce șeșăți la noi la ușă, laila, laila, laila. Când doi dintre cei mai valoroși artiști ai noștri își dau mâna și colaborează, rezultatul este indubitabil cel mai bun. Zorica Savu și Raul au înregistrat un duet care va fi pe placul dumneavoastră, alăturându-și vocile calde și bine armonizate în studioul de înregistrări. Un duet de senzație va răsuna în premieră la cel mai îndrăgit matinal. Vreți să îi auziți cântând împreună? Rămâneți pe Etno TV! Viața mea e și bună, e și rea. E cu soare, e cu nor, e și greu, e și ușor. Dragilor, am revenit la matinal și populare. Am avut o scurtă pauză comercială, dar am revenit alături de dumneavoastră pentru că, așa cum v-am promis, suntem în maratonul surprizelor și avem o surpriză din Chișinău. Așa este, dragul meu Mihalis. Următoarea noastră invitată vine tocmai de la Chișinău, acolo unde a și absolvit conservatorul, Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice. Bravo, draga mea! Eu sunt curios, atunci când s-a lansat în 1986 la Moscova, dacă a cântat în română sau în rusă. Și să-ți mai spun încă un mai lucru. Spunem. Abordează foarte multe genuri muzicale, muzică ușoară, muzică populară și jazz. Și poate, cine știe, aflăm astăzi lucruri foarte interesante. Știi că este și bunicuță, deși da, nu știu, pare? Pentru că fiica dumnea ei este în America. Ei, atunci zic să-i spunem bună dimineața, să o poftim alături de noi pe Lenuța Burghilă, artist al poporului. Veniți pe la noi! Bună dimineața, mă bucur foarte mult să fiu aici cu voi în această dimineață și cu toată lumea care ne privește acum. Și vreau să zic că atunci la Moscova am cântat în română. În română! Ochii tăi s-a numit piesa și vreau să zic că sunt într-adevăr bunicuță, mai și am trei nepoțele. O, să vă trăiască da, toate trei! Și de-aia sunt foarte fericită și vreau ca să fie de bun augur prezențele mele pe la Etno TV și să vin mai des, că vă iubesc. A, noi mulțumim. Vă iubim și vă mulțumim pentru aprecieri. Astăzi arătați extraordinar de bine și vreau mulțumesc. Să vă întreb cu ce fel de muzică o să ne delectați. Am venit cu o melodie de repertoriul meu, nouă. Se numește Multe, multe flori. Am filmat și videoclipul care urmează să lansez la Chișinău. L-am filmat în Los Angeles. În Los Angeles? Da. Merită unele melodii să fie filmate la Los Angeles? Merită, fiindcă m-am gândit că... Erați cu fica și nepoțelele? Nu. Am descoperit un parc cu camelii. Și am zis că nici nu dacă plec acasă. Dacă tot vorbiți de flori, păi asta cameliile e. Trebuie să fie în videoclip. Da. Mi-ar plăcea să vin să o prezint și la voi. Dar cu mare drag, ulterior. Mare drag. Ulterior, da? Da. Vă așteptăm cu mare drag, pentru că toate videoclipurile care s-au lansat la noi au avut mare succes. Mare succes. Și uite, neapărat. Așa invităm pe telespectatorii noștri să intre și pe canalul dumneavoastră de YouTube, dar cu și pe plăcere. Pagina de Facebook și să fie urmăritorii dumneavoastră începând de astăzi, toți telespectatorii noștri fideli și în momentul în care veți urca acest frumos videoclip pe YouTube, cu siguranță vor face multe, multe vizualizări. Cu mare drag și respect!
Cu respect și cu mare drag, vă invităm să ne cântați. Doamnă dragă și frumoasă, este timpul să ne cântați, draga mea Lavinia. Dragul meu Mihalis, da. Toate florile din lume vi le dăruiește Lenuța Burghilă, prin cântec. Mulțumesc! Atunci când ne-am văzut, armonia primului sărut, sentimentele și dragostea, ca un soare luminează viața mea. Sunt a ta când mă cuprind ușor, vorbe dulci, cuvinte de amor. Dragostea, ca un soare luminează viața mea. Multe, multe flori adem tu cu drag, știi, iubitule, ce mult îmi plac. Multe, multe flori cântă inima, o minune este dragostea. Greșit cândva, inima mea știe a ierta. Pentru tine zilnic înfloresc, fiindcă dragul meu te-ador și te iubesc. Sunt a ta fermecător destin, lângă tine scumpul meu rămân. Și te iubesc. Multe, multe flori adem tu cu drag, știi, iubitule, ce mult îmi plac. Multe, multe flori cântă inima, o minune este dragostea. Bravo! Bravo! Mulțumim, Lenuța Burghilă, pentru această melodie frumoasă. Multe flori să fie și pentru dumneavoastră. Asta înseamnă aprecierea publicului. Ne bucurăm când primim aplauze și flori. Mulțumesc foarte mult! Sper să fie de bun augur și această melodie să placă tuturor românilor din toată lumea. Cu veți siguranță place tuturor românilor și vreau să vă întreb un lucru. Vă place mâncărita? Îmi place. Îmi place să gătiți? Gătesc foarte... Aici vreau să ajung, dar încet, am zis să mă iau pe ocolite. Foarte mult îmi place și o fac cu multă artă, precum fac și melodiile mele, care le compun și eu singură. Deci, altă dată voi veni frumoasă cu melodie de a mea. Foarte frumoase melodii. Data viitoare când veți veni, vă smulgem promisiunea că ne veți și găti ca să vorbim în rime? Cu mare drag. Abia aștept. Care este felul dumneavoastră de mâncare preferat? Am mai multe,
dar... Cel pentru care, dacă l-ați avea în fiecare zi, nu v-ați plictisit de el? Îmi place peștele, să-l gătesc, în principiu. Nu ăla care ne bate, ăla care... Da, mai ales supa de pește, în care adaug niște ingrediente speciale care o să vă spun când o să vin la voi la emisiune. Deci o să ne faceți supă de pește. O să deschid secret, da. Așa cum, precum face ginerele meu filipinez din America. Așa? El m-a învățat. A, ginerele dumneavoastră e din Filipine. Da. O, frumos. Și unde s-au cunoscut fica și ginerele? În Republica Moldova. Muncea în ambasada SUA. Foarte frumos. Și să fie fericit. În ce stat locuiesc acum? În California. Și se uită la noi? O să se uite. Ia să-i salutăm. Salut, dragilor. Vă iubesc. Salutăm pe toți și românii noștri din nepoțele și fiul meu care este tot acolo, de tot 26 acolo? De ani. Dar cum se numesc nepoțelele? Da. Vrem da. Să știm. Prima este Raluca Iulia, a doua Delilah Jane și a treia Naomi Rose. Vai, ce frumoase nume! Eu, cu siguranță, pot deveni muze pentru piesele dumneavoastră viitoare. Da, mulțumesc foarte mult, sper. Și noi vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp și ați trecut pe la noi în această dimineață. Vă mai așteptăm cu mare drag și pe scenă, dar și în bucătărie. Mulțumesc, pe curând, vă iubesc. Data viitoare stați mult mai mult timp pe la noi. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dragi prieteni, și revenim cu surprize. Așa cum v-am obișnuit! Când doi dintre cei mai valoroși artiști ai noștri își dau mâna și colaborează, rezultatul este indubitabil cel mai bun. Zorica Savu și Raul au înregistrat un duet care va fi pe placul dumneavoastră, alăturându-și vocile calde și bine armonizate în studioul de înregistrări. Un duet de senzație va răsuna în premieră la cel mai îndrăgit matinal. Vreți să îi auziți cântând împreună? Rămâneți pe Etno TV! Viața mea e și bună, e și rea. E cu soare, e cu nor, e și greu, e și ușor. Dă-i uite că am ieșit, dă-i la deală, dă-i la deală, să mă îndrasă o liniștie. Îndrăgitul solist Radu Ciordaș este unul dintre artiștii de seamă ai folclorului nostru, un suflet de ardelean adevărat, român cu dragoste pentru valorile moștenite de la părinți, dar și un om vesel și pus pe glume. În această dimineață, îndrăgitul interpret ne va povesti cele mai amuzante întâmplări pe care le-a trăit de-a lungul carierei sale artistice. Despre cele mai emoționante momente din viața sa, proiecte noi, dar și despre întâmplări care stârnesc râsul și voia bună, ne va povesti pe îndelete cel mai îndrăgit artist al românilor, Radu Ciordaș.
Bravo! Bravo! Mulțumim, formația Răducanu Music. Dragi prieteni, este la noi în platou, la Matinal și Populari, astăzi o distracție de zile mari. Da, draga mea, distracția însă trebuie asezonată. Te entuziasmată, că nici nu știu să mă manifest. Nu poți să te manifesti? Uneori nu poți să mă manifest. Eu ziceam că distracția trebuie asezonată cu un interpret extraordinar. Da, care este mereu pus pe glume, pus pe șot. Este așa mai șugubeț ca noi. Da, este șugubeț este tare. Este foarte iubit și apreciat și face pentru, tot timpul așa. Pentru vocea lui frumoasă în toate zonele țării. Să știți că este iubit și apreciat următorul nostru invitat și aduce voia bună peste tot cu el. Mai ales în casele dumneavoastră în acest moment, pentru că, da, este aici la Matinal și Populari Radu Ciordaș! Radu Ciordaș pe la noi. Aia, uite cum țucătăție fetele. Să rămână Alma. Cum a spus, că n-am înțeles, mulțumim ansamblului, grupului. Formația Răducanu Music. Da, dar n-a spus nimic de Alma, mă. Cum n-am spus? N-am spus și am eu, de asta am și pupatul ca să telespectatorii se vadă că aici și Alma. Păi fără Alma nu se uită niciun cameraman la formație, ce ai? Niciun cameraman nu se uită la formație. Tocmai. Dar telespectatorii se uită. Bună dimineața și bine v-am găsit. Bine ai revenit la noi. Ce face Radu Ciordaș? Excelent, foie verde de ciment, excelent. Foaie verde de ciment, Radu Ciordaș se simte excelent. Excelent ne cântă? Excelența sa cu excelență? Da, să cântăm, că de-aia am venit. Să cântăm, că de-aia am venit. Cântă pentru dumneavoastră, Radu. Excelența sa, Radu Ciordaș. Mulțumesc. Cine mi-o dat glas mândrul,
Te așteptăm alături de noi pe Turcoazică, dacă te poți dezlipi de scenă, bineînțeles. Nu prea. Scena e viața mea. Scena e viața ta, foarte frumos spus, și telespectatorii, să știi că de-abia așteptau să te vadă la noi la Matinal și Populari. Ne-au și scris că n-ai venit de ceva vreme. Da, e adevărat, am fost
puțin că am prins cu alte probleme, prin alte părți, dar am revenit și cum am venit la voi. Și ce a făcut Radu Ciordaș între timp? Tot felul de prostii, de lucruri bune, tot felul, de toate pentru toți. Și continuăm, că da, a început sezonul de evenimente, sigur că suntem prezenți care pe unde. Mai mult în țară, mai mult în străinătate? Pe unde cântăm? Foarte mult în țară, sigur, foarte mult în țară. De exemplu, la sfârșitul săptămânii sunt în Bacău, la Palanca. După asta sunt seara în București, că avem alte evenimente și de aici încolo toate sunt șiruie cam până la postul Crăciunului, tot cântăm și ne bucurăm. Doamne ajută! Postul Sfintei Mării, nicio pauză? Postul Sfintei Mării, așa cum ne-am obișnuit, oamenii iau dezlegări și fac tot felul de petreceri. Noi, dacă suntem chemați, cântăm la nunți, boteze, cununii și mormântări cu materialul și clientului. Și are Radu Ciordaș, știm și de o vacanță în vara asta, să tragă una mică, la mare, la soare. 5 zile, așa, 4-5 zile la... De luni până vineri, de marți delta, până așa, noi. Frumos, la gura Portiței puțin, 4-5 zile. Îți place să pescuiești? Nu. Nu? Și mie, mi se pare că mă plictisesc, dar am zis că cine știe. Da, în delta. Am stat puțin și am gândit-o, pentru că era o poantă când un tip intră în magazin și întreabă, bună ziua, aveți pește? Nu, pot să fiu o peștele noastră? Da. Nu? Că ne bate. Da. Ce melodii apar? Noutăți ceva? Păi, deocamdată avem un material în lucru, avem un nou material în lucru. La ora asta ne-am axat, așa cum facem noi vara, ne axăm pe colinde, care vor apărea, ați avut avant-premieră anul trecut. Acum, încă o premieră în iarna asta. Va fi premieră anul ăsta, va fi lansare de CD de colinde împreună cu Benone Sinulescu. Sperăm la sala Palatului, la începutul salutăm postului. Și eu îl salut și Benone, sper că Sinulescu e ok, după ce am înțeles că a ieșit Bârzava și tocmai acolo la el acasă. Sperăm să fie ok. Noi îl salutăm și îl îmbrățișăm și suntem cu sufletul alături de el. Și te salut și sper că n-ai avut probleme cu inundațiile. Doamne ajută, să sperăm că oamenii n-au avut probleme cu inundațiile, pentru că toată țara a fost plină de apă, au stricat culturi, dar să sperăm că totul va fi bine. Va fi bine, că după soare și după ploaie și furtună va veni și vreme bună, nu? Sau cum se spune? Doamna Furtună. Da, așteptăm vremuri bune și eu cred că aici la noi, la Matinal și Popular, asta încercăm să facem în fiecare dimineață. Când vine vorba de cadouri, Radu Ciordaș, primesc foarte multe cadouri. Primesc, să ofere sau să primească? Da, îmi place să fac cadouri, îmi place să ofer cadouri. Sigur că mă bucur când primesc. Nu, cum să spun, nu aștept neapărat să primesc, dar când le primesc, îmi fac bucurii, mă bucură faptul că primesc un dar. Cât de mic n-are importanță. Dacă e pentru mine, înseamnă că cineva s-a gândit la mine. Faptul că s-a gândit la mine produce așa o bucurie maximă. Deci gestul contează, nu neapărat cât a costat cadou. Valoarea sentimentală e mult mai mare decât valoarea materială. N-are importanță ce cadou primești. Bucuria de moment atunci când primești cadoul, pentru că asta este emisiunea, tema emisiunii noastre de astăzi. Dacă ne plac cadourile, dacă le primim, dacă ne interesează valoarea lor materială sau nu. Deci am anticipat, cred, și am răspuns că pentru mine contează enorm. Valoarea lor e mult mai mult valoare sentimentală decât materială. Îți dau și un exemplu, uite, scurt. Am primit o felul de cadouri de anul nou, de exemplu, și fiica mea cea mică mi-a făcut un cadou foarte mic, dar plin de semnificații. Tocmai petrecusem cu ceva timp în urmă împreună cu ei în altă țară și consumasem o anumită băutură foarte scumpă și noi n-am știut că e foarte scumpă la restaurantul respectiv și sigur că a fost un râs și un plâns când a trebuit să achităm nota, dar nu asta, a fost totul ok, dar în final ea a fost cea mai simpatică, într-o cutiuță foarte mică, a venit cu o sticluță foarte mică, cu acel brand, cu acea băutură, marcă de băutură și cu băutura în interior și a fost așa și o surpriză și totodată o glumiță care a fost extraordinar de bine primită de mine. O rememorare a nuții de plată. Exact, foarte o rememorare a notei de plată. Da. Noții. Uite, mie mi se întâmplă, de exemplu, când le este ziua prietenilor mei, să mă dau de ceasul morții, să le cumpăr cadouri frumoase. Să le fac surprize. Să le fac surprize. Îi place foarte tare. Se mai întâmplă uneori ca oamenii din jurul nostru sau poate prietenii foarte apropiați să uite tocmai de ziua noastră.
Da, se întâmplă. Ți se întâmplă și ție lucrul acesta? Mi se întâmplă și astăzi, mi s-a întâmplat venind înspre voi. Am sunat un prieten la Cluj și i-am urat la mulți ani și mi-am cerut scuze că ieri m-am luat cu treabă și am vrut să-l sun de ieri ca să înțelegeți, dar ziua lui este mâine, ca să înțelegeți ce stres am cu zilele prietenilor, care îmi sunt deosebit de apropiați. La mulți ani. La mulți ani, Nelu Călugăr, îți dorim la mulți ani viață lungă, bani în pungă și tuturor celor care sunteți născuți în această perioadă, cum am început-o de la 1 iunie încoace și 2 iunie cu Sava Negrean Brudaș, cu 3 iunie cu Mariana Deac și așa mai departe. La mulți ani, doamnelor! Tuturor, la mulți ani, la mulți doamnelor! Ani încă o dată, să fiți sănătoși, sigur că... Și le așteptăm și pe doamne la noi, la Matinal și Popular, mai ales că ne sunt foarte dragi. Și este zodia gemenilor plină de personalități. Cum este bunoară și cea a taurilor, nu? Și sper că și a peștilor. Aia, cum este și cea a berbecilor. Bineînțeles, și a peștilor. Bineînțeles, deci mă refeream la... Peștilor cu minți, da. Cei care bat. Deci eu mă refeream la... Că mi-au venit două nume în minte. Gheorghe Roșoga, 12 mai. Mitru Fărcaș, Dumnezeu Soler, era tot 12 mai. Radu Ciordaș, 9 mai. Deci mi-au venit câteva nume așa de artiști. De taur. De taur, da. Da, de taur. De pește este fiica mea cea mare, violonistă la Opera din Cluj. O salutăm și să fie sănătoasă și norocoasă. Mulțumesc, la fel și noastră. Deci, vacanță doar 4-5 zile. Atât. Ei, asta e prima vacanță. Mai am o vacanță exact la început de septembrie, o săptămână în Dubai. Mai am o vacanță de Crăciun, nu cum vă spun. Cum ai ales Dubaiul? Ai mai fost? Da. Și, merg în fiecare, în, Dubai, în fiecare an în Dubai o săptămână. În fiecare an în Dubai o săptămână. Da. Mai ai de vizitat? Nu. Sau stai doar să... Mă relaxează foarte mult și îmi place foarte mult. Este altceva. Este altceva. Îmi plac mijloacele de transport acolo. Îmi place agitația plăcută care e în Dubai. Toată lumea este la relaxare acolo. Nu este nimeni cu ceva anume, cu afaceri, sau cei care sunt cu afaceri nu se văd și asta îți dă o senzație de liniște, de pace, de vacanță continuă. Da, toată lumea zâmbește. Acolo toată lumea este relaxată pentru că își permite. Publicul de la emisiune este foarte atent. Avem telespectatori în platou. Da, Dana, ce mai zic mai departe? Băieții noștri aplaudă și ne ascultă cu mare, mare atenție și vă mulțumim tuturor pentru că ne urmăriți, dragi prieteni. Apropo de vacanțe, în general, vacanțele le prefer așa cu familia sau o gașcă mare de prieteni? Deci cu familia, dar nu mergem niciodată fără prieteni. Deci mergem și în familie, dar mergem mai prieteni. Multe familii, inclusiv vara la mare, inclusiv iarna la schi. Deci oricum schiezi? Mergem împreună, schiem toată familia. Dar tu schiezi? Normal. Nu ți-e frică? Nu. Nu. Unde? Nu știu, de cât timp schiezi? Păi schiezi din clasa a doua. Din clasa a doua. Oh, să maestru. Tot fie. Păi trebuie să mergem și noi la schi cu tine, să învățăm și da, nu dacă mă ține vreun schiu. Te ții de liniștit să fii. Liniștit să fiu. Să fii liniștit, liniștit te să fiu. Da, dragi telespectatori, dacă suntem liniștiți și schiurile ne țin. Draga mea, Lavinia, eu zic... Mie nu prea îmi place treaba asta cu schiurile. A, să știi că îți place. După ce îți dai drumul odată, îți dorești a mia oară. Pe schiuri. Pe schiuri, bineînțeles, era vorba de schi. Dragi telespectatori, vă rog frumos să nu ia să interpreta frazeologia corectă din propoziția. Mie mai mult așa la mare, la soare, să mă bronzez. Nu prea îmi place mie pe să schiuri. Știi că... Chiar dacă zice domnul Ciordaș, bronzul este foarte minunat. Bun, cel de la zăpadă, din vârf de munte, este extraordinar. Nu-mi place frigul. Dar nu-i frig, dacă bate soarele și ești în vârf de munte, te poți dezbrăca și te bronzezi mult mai frumos. E visul meu să ajung și eu pe cred. O pârtie și să mă dezbrac, eventual să mă și bronzez. Da. După care să te urci pe schiuri să și să dai drumul la vale. Da. La vale. Mie nu prea îmi place să o iau în jos, mie îmi place în sus. Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză de publicitate. Nu luăm,
Doamne, că ne-am zăpăcit cu schiurile și cu susuri și cu josuri. Ne cântă domnul Ciordaș? Eu zic să-l trimitem la cântat, da. Să ne putem reveni un pic. Da, dacă am reușit să ne mai nici pastile la Ciordaș tine. Nici domnul nu-și revine. Asta este veselă măcar, domnul Ciordaș? Una veselă, putem altceva. Nu putem îngurgita altceva. Dragi prieteni, excelența sa, Radu Ciordaș, cântă! Și de gură și petreacă nopțile până atâte creșmile măi. Tânireță ia minte la pretinii fără minte. Trece ca și mâine viața trece, însă mâine nu te-o lua și tu-i trece ca roa. Trăiește omule bine, nu te da cu hie cine. De unde vine amarul de la prechin cu păharul? În crezi, mă, de n-ai intrat, zice că nu ești bărbat, măi. Tânereța-i trecătoare ca și pomul când în floare. Uită-te, mândruță, în oglindă,
și cu minte întindă. Că mice lui și fac păcate când-i noaptea jumătate. Și gemni mândruța mică, de dragoste nu-i frică. Și gemni mândruța mică, de dragoste nu-i frică. Când rai mândruța ca o floare, mă sărută până moare. De seara și până dimineață, musa și o țipă brață. Mândra care mă iubește, pe brațele mele crește. Mândra care mă iubește, pe brațele mele crește. Mai aștept un an ce covară, să crească mai mărișoară. Dar mândruța nu are răbdare, ies-mi sala în cărare. Nu pot trece, domne, pe uliță, fără și pe eguriță. Uită-te, mândruță, în oglindă, nu ieși cu minte-ntindă. Bravo! Mulțumim frumos, Radu Ciordaș, pentru că ai trecut astăzi pe la noi cu cântece frumoase, cu veselie, cu bună dispoziție, pus mereu pe glume. Ne dorim așa să rămâi și te mai așteptăm cu mare, mare drag. Cu drag, să rămână. Mulțumesc pentru invitație și oricând... Și suntem sănătoși, venim. Cu suntem drag te primim și noi, Radu Ciordaș, și drumuri bune și evenimente frumoase îți urăm. Sunt singurică la scenă fără colegul Mihalis, pentru că el este la ușă. Prietenii noștri au venit cu surprize. Da, draga mea, Lavinia, am preluat legătura pentru că sunt la ușă, chiar în tocul ușii, aș putea spune, și te aștept și pe tine, pentru că, nu-i așa, trebuie să-i prezentăm pe următorii noștri prieteni. Prieteni care, ce crezi că au făcut împreună? Împreună au făcut o melodie extraordinar de frumoasă. Au făcut un duet pe care abia așteptăm să-l ascultăm, ci că a ieșit o nebunie și sunt convinsă că așa a fost. Da, dar înainte să ascultăm duetul, eu zic să vedem cum a apărut acest duet și să invităm alături de noi și să nu punem la cântat. Să vedem ce surprize mai au ei pentru telespectatorii eu noștri. Eu sunt de acord cu tot ce spui tu. Da? Le zicem bună dimineața? Bună dimineața, Raul și... și Zorica Sabu! Bună dimineața, bună dimineața, vă invităm direct pe Turbazică. Mi-a la maxim. Haideți, luați-vă, luați loc, vă rugăm. O cafea, un ceai. Ce doresc prietenii noștri? O cafea, un ceai, că noi suntem drăguți și primitori. Da, știm lucrul ăsta. Încercăm stau, să fim gazde bune. Stau încet. Stau încet. Și ce crezi? Înainte să ne întrebați, vreau să-l întreb pe Mihalis, cât a dormit azi noapte? Azi noapte am dormit foarte dar mult. Dar de ce ești indiscret? Vreo 2 ore jumate. Întrebările nu sunt indiscrete, răspunsurile. 2 ore și jumătate am dormit. Știi ce? Noi în Ardeal avem o vorbă, cine bărbat noaptea să fie și ziua. Așa este, uite-mă ce fresh sunt, dar mai fresh sunteți voi doi și ne bucurăm că ați trecut în această dimineață pe la noi. Aveți o colaborare foarte frumoasă, ați făcut un duet. Am început o colaborare frumoasă. Ideea a început acum 10 ani. Practica ne omoară. Până am primit aprobările, actele și toate astea, a durat 10 ani. Dar lucrurile frumoase merită așteptarea, da, nu? Da. Ce modestă sunt. Zorica e o artistă foarte cu minte și foarte la locul ei, cu bun simț, cu un repertoriu aparte, îngrijit. Este iubită la Ian Banat. Și mi-a lansat propunerea asta de ceva timp, recunosc.
chiar destul de mulți ani, dar s-a concretizat abia la ultima noastră întâlnire, pentru că inevitabil ne întâlnim în evenimente. Eu când des la Timișoara și în Banat ne întâlnim, ne-am întâlnit și în Statele Unite și până la urmă, când am văzut că ne întâlnim așa, des, n-am mai știut ce să zic, bă, trebuie să facem melodia aia, că nu se poate. V-a adus soarta împreună până la urmă. Da, și eu știu și mi-aduc aminte că chiar la noi, după ce ați plecat de la Matinal și Populari, spune Zorica că am dreptate câteodată, așa, Zorica te-a întrebat, Raul, când facem piesa împreună? Eram de față. Le-am purtat noroc. Toată lumea mă întreabă lucrul ăsta, dar cu Zorica chiar am făcut duet. Am făcut duet, la viața mea am cântat cu Mirabela, cu Neda Ucraden, Viorica Macovei și Zorica. Am nevoie ai să simt și așa. Colinde cu ce pot să oltenii noștri da, și frumoși. Ăla este un proiect aparte. Ăla este un proiect aparte. Da, tot o colaborare până da, la urmă. Tot albumul e scris acolo de mine, da. Mă onorează colaborările frumoase cu artiști care chiar sunt la locul lor. Acum ce pot să spun eu? Pe mine mai mult de atât mă onorează lucrul acesta după ce Rareș a spus cu cine a realizat melodii așa frumoase. Eu vin și eu din urmă, îi mulțumesc pentru melodia superbă creată și sper să placă. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje, celor care ne urmăresc, celor de acasă. Vă mulțumim și vă asigurăm de prețuirea și dragostea noastră. Mai mult decât atât, melodia beneficiază și de un videoclip. Aici vreau să ajung, mi-ai luat... Pe care îl vom lansa în două zile. Videoclipul a fost filmat în România și în alte locații. Veți vedea la momentul potrivit. Adică v-ați plimbat. Mai mult eu. Eu las pe Rareș. Mai mult tu. Dar apare și Viorica în clip, evident. Zorica apare în videoclip. Am dormit și eu puțin. Da, știu. Am dormit ai repede. Filmat patru emisiuni. Am dormit repede, da. Dragilor, vă ascultăm. Dana, nu mai vorbim? Bun, ca să știm, pentru că oamenii au vorbit despre videoclip. Au eu vreau vorbit să despre... intru pe YouTube să văd videoclipul lor, să fiu prima. O să intri de vineri în două încolo. Zile. De vineri încolo. Pe canalul tău de YouTube se va găsi? Da, sau în primul rând pe canalul. Eu o să vă trimit link-ul și sper că și telespectatorii... Voiam să invităm și pe telespectatori, acolo voiam să ajung. Da. Să invităm oricum, să intre pe canalul vostru de YouTube. Acest link va fi postat în primul rând pe rețelele noastre de socializare, pe Facebook, pe Instagram, Zorica Savu, Raul. Nu e târziu să intrați pe paginile noastre și să devenim acolo prieteni virtuali. Mai apropiați, ca să spun așa. Internetul ăsta e o minune, să știi. E o minune. Nu știu cât mai rezistăm cu televiziunea. În curând o să ne vedem numai pe telefoane. Dar este și aspectul pozitiv al acestui lucru, că, uite, ne apropiem și ne putem promova și să ne arătăm ceea ce avem de făcut. În dimineața asta noi vă cântăm doar acest cântec. Dar noi ne așteptam la mai mult de la voi, să știi. Mai mult de atât nu se poate. Nu totul dintr-o dată. Nu totul dintr-o dată, da. Și promit că nu ne oprim aici, nici în această colaborare și nici în alte lucruri pe care mi le doresc pentru vara asta. O să fiu plecat la mare și în țară, la evenimente, Zorica de asemenea, dar zi tu cu vorbele tale. Vreau să te întreb, Zorica, tu cânti muzică populară și așa ai apărut în fața oamenilor. Eu vreau să știu cum au reacționat colegii când au auzit de această colaborare. Află mâine! Vom afla. Lavinia, dragă, eu am înregistrat muzică sârbească, da, dar ceea ce prezint astăzi cu Rareș și altceva. Pentru că muzica și textul îi aparțin, îi mulțumesc, mie îmi place foarte mult, sunt mândră, sunt onorată să pot cânta lângă Raul. E o voce foarte bună, îi mulțumesc, îl prețuiesc și sper să vă placă și vouă și celor de acasă, să pătrundem în inimile celor care ne apreciază și ne iubesc. Să trecem și la vacanțe. Vacanță în vara asta, da, în nu postul se poate. Sfintei Mării. De unde știi? Nu știu, gândesc de ce. Păi cam toți. Deja mai privit așa fix în ochi și ai simțit organizăm. Că eu vreau să plec de Sfântă Mărie. Unde pleci de Sfântă Mărie? Unde îți faci vacanța? Cu cine îmi pleci? Îmi iau fetița și plecăm. Unde? Nu știu.
Vedem. Nu altundeva, în orice caz. Da. Altundeva. Da. 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 Peste ocean. Peste ocean. Am foarte spus destule. Raul, care se plimbă peste tot eu, lume. Eu sunt de unde te mai plimbi? De pe data de 15 iulie până la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, sunt de găsit pe litoral în foarte multe locuri, în primul rând la teatrele de vară, împreună cu compania Marilor Spectacole, în spectacolele organizate de Bebe Mihu, dar sunt și în țară, în weekendul, la evenimente private sau zilele orașelor, comunelor, satelor, acolo unde am fost invitat și unde cu mare bucurie am acceptat să merg. Îmi este drag că stau acum un pic mai mult pe acasă, pentru că era nevoie. E frumos să mergi în alte locuri, să cunoști românii din toată lumea, dar asta după ce ți-ai cunoscut românii de acasă. Și mie mi-era dor să-i cunosc pe cei de acasă și mă bucur că am o agendă cărcată cu evenimente care sunt în țară. Chiar voiam să spun că în acest weekend sunt la Adjud, sâmbătă și duminică în Telorman. Pun pe pagina mea de Facebook afișele și ne vedem acolo. Cu mare drag vă aștept. Spune-le telespectatorilor pagina de Facebook, de Instagram. Da, ei știu. Canalul de... Cu siguranță știu. Dacă vreți să-l căutați pe Raul pe Facebook, să nu-l căutați pe pagina Rețete Culinare. Îl găsiți pe pagina Raul. Ei știu deja lucrul ăsta. Zorica, hai să le spunem telespectatorilor și pe tine unde te găsesc pe pagina de Facebook, exact, de Instagram. În următoarele zile o să o găsească la mine pe pagină, da. Vă zic sincer. Sigur, mă găsesc acolo la Raul pe pagină și pe pagina mea de Facebook, Zorica Savu. Dragi telespectatori, intrați și scrieți-le prietenilor noștri pe pagina, pe paginile lor de Facebook, de Instagram, pe canalul de YouTube. Urmăriți cu drag această colaborare, acest duet inedit pe muzica... Început de colaborare. Început de colaborare. Mai vreți să faceți diverse duete cu altcineva? Colaborări? Să le începeți? Mi s-a suflat în cască, eu întreb. Dar nu mă deranjează, trebuie să cânte cu toți cei pe care eu îi dorește. Eu nu, deocamdată nu. Eu sunt foarte încântată și, așa cum am spus mai devreme... Eu doresc cu Celine Dion, dar până atunci cu Zorica Savu este extraordinar. Hai să cântăm. Vreți să cântați? Da. Dragi, n-ai ce să fă. Mergeți și noi să pentru fă, că... N-ai cât să fă. N-ai cât să fă, cât să fă, scena va aparține, dragi drag. Artiști. Melodia se numește Aș da orice pentru iubirea ta. Of, dăm dragi și noi orice pentru dumneavoastră, dragii noștri telespectatori. Și în acest moment am dat orice să-i ascultăm pe Raul și Zorica Savu. Melodia, maestre! O viață am și vreau să-ți mulțumesc că mă iubești, că te iubesc pe tine. Și în fiecare zi să-ți stăruiesc tot ce mai bun ca să ne fie bine. Nu am cerut și n-am crezut vreodată că pot iubi așa cum te iubesc. Cu tine vreau să ador când noaptea vine, cu tine în zorii de zi să mă trezesc. Aș da orice pentru iubirea ta, să-mi faci viața mai frumoasă. Aș vrea să știi că în fiecare zi la mine suflet ești la tine acasă. Aș da orice pentru iubirea ta, să-mi faci viața mai frumoasă. Aș vrea să știi că în fiecare zi la mine suflet ești la tine acasă. Soarele și luna aș strânge-n brațe zorii dimineții. Aș colinda pământul cât cuprinde să dăiesc tot cea mai bună vieții. Ca orice om cu vise și păcate adun în suflet lacrimi uneori. Dar viața ne învață că se poate și soarele apare după noi. Aș da orice pentru iubirea ta, să-mi faci viața mai frumoasă.
pentru iubirea ta, să-mi faci viața mai frumoasă. Aș vrea să știi că în fiecare zi la mine suflet ești, la tine acasă. Bravo! Bravo! Mulțumim, dragilor! Vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Draga și vă urăm mea... succes cu această melodie frumoasă. Cu siguranță va fi să aibă vizualizări multe, să intre în sufletul telespectatorilor, așa cum ați făcut-o de fiecare dată. Vă mulțumim, pentru că mulțumim, dragii noștri! O zi frumoasă, vă dorim tuturor! O să fie șlagăr, vă garantăm noi acest lucru. Dragilor, intrăm într-o scurtă pauză comercială, dar... Revenim! Thank you.
formația Răducanu Music, dragi prieteni, în această dimineață la noi, la Matinal și Populari, ne-au plimbat așa prin mai multe genuri muzicale. Încă o dată ne bucurăm și vă spunem felicitări! De atâta plimbat ai obosit, draga mea. Ai obosit, draga mea, de atâta plimbat. Se întâmplă cu mine astăzi. Mai avem, ne mai plimbăm puțin. Ne mai da, plimbăm, o luăm și pe Lesi. Să știți că, nu v-am spus, dar noi avem Lesi, un prieten imaginar. Hai la tata, Lesi. Acest prieten imaginar se numește Lesi și este... Am călcat-o pe coadă iarăși. Firara, n-ai ba să fie. Da, draga mea, să trecem la lucruri serioase, pentru că prietenii ne bat la ușă, așa cum v-am anunțat, suntem în maratonul surprizelor și avem un prieten foarte drag nou, dar și dumneavoastră, care de-abia așteaptă să vină alături de noi și să ne împărtășească din secretele dăruirii de cadouri. Așa este. Eu zic să-i spunem bună dimineața maestrului Gheorghe Gheorghe! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă pup cu drag! Bine ați revenit pe la noi! Ce faceți, maestre Gheorghe Gheorghe? Bună ziua, orchestra! Să trăiți! Ce să facem? Suntem într-un tur dintre ăsta al verii. Într-un tur al verii a început vara, maestre, și am început și noi turul și pe Lesi o scoatem afară, pentru că până acum am ținut-o doar la noi în platou și am zis că e timpul. Lesi, să ieși și tu pe afară, că nu mai făceam curândul. Care nu o știu sigur că nu mai mi-amintesc, am astăzi un fel de amnezie, nu știu ce se întâmplă cu mine astăzi. Bine că eu mi-aș dori să am un fel de inaniție, dar n-am nicio șansă. V-am prezentat-o oare pe Lesi? Nu. N-are nimic, nu. Avem timp lângă noi. Să acum vă povestim. Dacă e foarte mică, nu? Da. Nu e ca originala. Da, e așa, fiecare după... Acum e chiar lângă dumneavoastră și am zis să fie cu minte. A, este imaginară? Da. Am înțeles. E prietena noastră imaginară și uneori avem nevoie de ea. E un fel de amorsă în emisiunea noastră. Bravo. Ați avut în copilărie prieteni imaginari? Noi avem și la maturitate, nu? Probabil și la bătrânețe. Visam la basme, la chestii dintre astea. Da. Când eram copil. La Ileana Cosânzeana. Păi și-a găsit Ileana Cosânzeana. Știu, cu dar acum eram terigoare. Și în copilărie. Mm. Știu că nu ți minte că i-am făcut și testul domnului maestrului. Când eram copii, nu imaginam într-un fel, mai târziu altfel. Cum v-ați imaginat? Cum vă imaginați când erați copil? Împoleat în aur, cum se povestea în basme. Și mai târziu, ce ați descoperit? Că platina e mai frumoasă. Că e mai frumos să o vezi natural. Natural, așa este. Eu zic, draga mea Lavinia, maestre, formația Răducanu Music, să mai cântăm un pic și vă invităm cu drag să ne cântați și nouă și telespectatorilor, maestre Gheorghe Gheorghe. Pentru toți telespectatorii noștri de acasă, cu tot dragul și cu toată dragostea, vă cântă maestrul Gheorghe Gheorghe. Nepoleit în aur, natural. Thank you.
dar eu văd că te grăbești. La mine nu te gândești, măi. Dar eu văd că te grăbești. La mine nu te gândești, măi. Maestre, vă invităm alături de noi pe Turcoazică și vreau să ne spuneți cu ce vă servim în această dimineață. Cu ceai sau cu o cafeluță? Cu o țuică. O țuică nu avem! Noi nu bem... apă plată! A băut-o Lesi pe toată. Bravo. A băut-o Lesi pe toată. Vreau să transmit și eu urări de la mulți ani unor prieteni și nepoatei mele care... Ziua de 4 este ziua ei de naștere. La mulți ani să vă trăiască, frumos. Să fie sănătoasă. Domnului Constantin Văduva, soțul doamnei Maria Văduva, tot altfel face o vârstă frumoasă. Iar mâine sora mea împlinește tot o vârstă frumoasă, ziua ei de naștere și... La mulți ani și din partea echipei noastre. Suntem purtați în timp de niște amintiri cu copilăria noastră și să rămână, mulțumesc. La mulți ani și din partea echipei noastre, matinal mulțumim și popular, frumos. Pentru toți cei care i-ați amintit dumneavoastră și ne bucurăm că putem să le transmitem și lor oamenilor dragi. Dacă vă este ziua, scrieți-ne pe Facebook-ul nostru pe Matinal și Popular. Și apropo de Facebook-ul nostru, maestre Gheorghe, Matinal și Popular, tema noastră de astăzi este următoarea. Punem preț pe cadourile pe care le primim sau gestul contează? La dumneavoastră cum este? Gestul contează. Chiar și o simplă floare, dacă o dai dăruiești celui sau drag, dacă primești. Da, e un gest frumos, nu contează. Dar în momentul în care faceți cadouri, că atunci parcă suntem un pic mai stricți, când facem cadouri, ne dăm mai mult silința să-i mulțumim pe cei din jurul nostru și noi îi primim ce-o fi, important este că a trecut cineva pe la noi, sau cum? Nu contează, v-am spus, să fie ceva semnificativ, eu așa am considerat tot timpul. Dacă omul va veni cu ceva la tine, să fii mulțumit, nu contează. Faptul că te-a băgat în seamă sau ți-a dat și un telefon. Trebuie să fie o mulțumire sufletească. Vă place mai mult să dăruiți decât să primiți? Da, că îmi place. Sunt oameni făcuți să dăruiască mai mult și alții poate să primească. Da, da, da. Uite, colegul Mihalis menționa la începutul emisiunii că el nu știe să se bucure neapărat de cadourile primite. A rămas lipit, mă scuzați. Eu am primit cadou, dar l-am pus mai așa. Da, da, ați fost mai discret. Da. Dar asta este în viață, domnul Gheorghe. Câteodată mai și intrăm un pic în fibrilați. Domnul Gheorghe, știți ce vă provoc astăzi? Să fim cu toții copii. A fost ziua copilului, am fost cu toții copii. La mulți ani pentru toți copiii lumii. Da, și vrem să rămânem copii și să ne copilărim până la atunci când nu o mai fi, pentru că fără strop de copilărie parcă nu suntem noi. Și vă rog, copilărește, să luați dumneavoastră publicitate. Sigur, publicitate. Publicitate. Revenim! Thank you.
dragostea pe grui. Aolică, da, de ce făcui? Pierdui dragostea pe grui și-o pierdui lângă pădure. Unde trec fete la mure și-a găsit-o mândra mea și nu vrea să mi-o mai dea. Și-o păstrează numai-n sân la ea. Nu vrea mândra să-mi dea dragostea. Și-o păstrează numai-n sân la ea. Și-mi zice să iau mărgele, să-mi dea gurița pe ele. Și-o mine-l pedești tolmit, și-atunci mă vrea ibovnic. Te faci că nu mă iubești. Aolică mândrăcoață ești. Te faci că nu mă iubești. Uită-te la ochii mei, zic că nu ți-e drag de ei. Uite la mustața mea și jură că nu-i așa. Numai de mi-o răsucesc și alte trei mândrei găsesc. Numai cu ochiul le fac și mă așteaptă seara-n prag. Bravo, bravo! Haideți lângă noi, pentru că trebuie, maestre Gheorghe Gheorghe, să stăm și la taifasuri. Dragi telespectatori, săptămâna trecută ați avut bucuria să ne aveți pe noi pe copertă în această nouă ediție a ziarului Taifasuri. Este carismaticul Octavian Ursulescu, draga mea, Lavinia. Da, dragul meu, Mihalis, vreau să vă invit pe toți să mergeți să cumpărați revista Taifasuri, apare joi. Voi o găsiți la toate chioșcurile de presă. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, găsiți o mulțime de articole interesante. Horoscop, farmacia verde, Cupidon stă la taifasuri, poate vreți să vă îndrăgostiți, cine știe, dar și integrame. Este însoțită de data aceasta de o revistă cu integrame pe care vă prezintă colegul meu Mihalis. Vă prezint într-un mod inedit, specific și spectaculos. Inedit. Da. Dragi telespectatori, avem integrame, mie îmi plac integramele. Asta e semn de bătrânețe, cred că, dacă îmi plac așa de tare integramele. Dar îmi plac integramele, finalele de la mondiale, după Liverpool, care a făcut un show așa fotbalistic. Omul maimuță, formă de stat... Actori francezi, dragi telespectatori, niște integrame foarte interesante cu Alain Delon, tocmai ce a fost și el premiat. Cumpărați revista Taifasuri și faceți și integrame. De ce nu, creierul trebuie să rămână ascuțit. Așa este. În fiecare joi citiți editorialul îndrăgitului Paul Surugiu Fuego, ambasadorul revistei Taifasuri. Și voiam să-l întrebem maestrul Gheorghe Gheorghe, cu ambasada ce zodie la Etno TV este? Ce zodie sunteți? Scorpion. Scorpion. O, Scorpion, de-aia mă înțeleg eu bine cu maestru Gheorghe Gheorghe, eu pește, dumnealui Scorpion. Da, da, să înțeleg. Noi suntem pește. În apă. Noi în apă, maestre. Corect. Ia să citim toate zodiile, draga mea, la Lavinia. Citim toate zodiile imediat, dar uite, vreau să răsfoiesc și eu revista Taifasuri, pentru că sunt o mulțime de articole foarte, foarte, foarte interesante. La Farmacia Verde ce avem? Taifasuri, la Farmacia Verde, nucile dezvoltă creierul fătului. Eu știu, mănânc foarte multe nuci. Bune pentru... Mie îmi plac nucile, ție îți plac? Îmi plac foarte mult. Vă plac mai văzut, da, eu în fiecare zi consum. Și eu mănânc nuci. Forma nucii exact ca creierul. Cum exact. E creierul, da. Este forma nucilor, este forma creierului și se spune că sunt foarte bune pentru menținerea creierului și să fugim de acea boală pe care am pomenit-o mai devreme în cască cu prietena noastră, Dana Scoica, de Alzheimer. Dacă vreți să rămâneți întregi la cerebel, consumați nuci. Cât mai multe nuci. De fapt, fiecare legumă corespunde, forma unei legume corespunde cu un organ al corpului. Da, și fiecare legumă... Morcovul cu ochiul și fasolea cu altceva și toate, toate au forma respectivă. Da, toate trebuie consumate, echilibrat,
priviți-mă pe mine că de dimineață până seara le iau fix echilibrat. Hai să vedem ce spun și astrele. Hai că sunt curios. Peștii sunt ultimii. Dar începem cu berbecul, cu tine, ca de fiecare mea, dată. Păi de cine împarte, parte-și face vorba, vine. În această perioadă, berbecii sunt mult mai activi din punct de vedere mental. Relațiile, excursiile scurte și comisioanele sunt pe prim plan. Ritmul agitat poate duce la iritabilitate nervoasă și la supra-solicitare. Deci nu mai supra-solicitat. Iar mă plătești berbecii. Comisioanele. Da. Mă plătești? Ce să fac? Avem și noi un obicei al nostru. Uneori dăm din casă, alteori nu, spunem tot. Spui tu dacă vrei, treaba ta, spune. Spun. Ia să vedem. Ia să vedem, taurii. În această perioadă, taurii pot avea parte de schimbări neașteptate, emoții și incertitudine. Aceștia își exprimă sentimentele în moduri noi, deoarece se simt mai puțin inhibați și mai deschiși. Gemeni. Gemenii în această perioadă se bucură de energie creativă și reușesc să se exprime într-un mod clar și unic. În viața lor are loc o creștere a interacțiunilor sociale. Bravo. Și au mai multe avantaje în carieră. Deci este o săptămână intensă și solicitantă. Este de asemenea una productivă. Bravo, bravo. Gemeni. De avem noi emisiuni extraordinare, pentru că Daniela Stoica, producătoarea noastră, este productivă. Cum este sună asta, producătoarea noastră, doamna producător? Rac. În această săptămână accentul este pus pe gândire și pe comunicare. Acesta este un moment bun pentru a face planuri, studii, negocieri de afaceri și depunerea de cereri de muncă. Racii se pot hotărâ să facă anumite schimbări în viața profesională. Avem raci? Avem raci? Nu în platou, dar avem în fața televizorului. În galantar. În galantar. În galantar. Pentru lei, astrele aduc pace și armonie cu oportunități de promovare și financiare în viața leilor. Doamne ajută! Vor fi dornici să-și arate dragostea și afecțiunea pentru cineva special. Farmecul și popularitatea fac din această perioadă un moment excelent pentru socializare. Doamne ajută, leilor, stați în cușcă! Gigi, ești avem leu? Lei? O, să trăiești! La noi este foarte frig, Gigi. Pentru tine este foarte frig. Poftim? Leu în cușcă e acum. Hai la fecioare, pentru că avem fecioarele nerăbdătoare. În această săptămână, astrele aduc iubire, bunătate și afecțiune în viața fecioarelor. Și munca va părea mai plăcută și pot primi complimente sau daruri de la cei dragi. Farmecul crescut, frumusețea și popularitatea face ca socializarea să devină mai plăcută și să aibă mai mult succes. Bravo, fecioarelor! Balanță! Balanțele în această perioadă au oportunități pentru succes, noroc și fericire. Lucrurile se așează în viața acestora fără prea mult efort, dăruindu-le mai multă încredere în viitor. Sunt sfătuite să fie recunoscătoare și răbdătoare, pentru că le vin beneficiile prin munca depusă din ultimul timp. Succesul este o răsplată pentru faptele bune anterioare. Uite că apare soarele și în viața balanțelor. Scorpion. Astrele îi ajută pe Scorpion să se concentreze mult mai bine și să-și pună ordine în gânduri. Sunt sfătuiți să iasă în față și să ia atitudine atunci când consideră că sunt nedreptățiți. Este posibil însă să fie mult mai critici, dar pot face și greșeli. N-avem voie să facem greșeli. Săgetători. În viața săgetătorilor poate apăra o oarecare sensibilitate. Sunt sfătuiți să rămână cât mai detașați de ceea ce se întâmplă în jurul lor și să nu se supere pe ceilalți, în special pe familie și pe superiori. În viața personală li se recomandă să nu se supra-solicită. Din această cauză pot sări peste detalii importante. Capricornii pot fi destul de agresivi, iar amenințați vor face lucrurile mai greu. Nu lăsați ego-ul dumneavoastră să împiedice realizarea a ceea ce doriți, reacționând la provocare sau devenind prea defensivi. Vărsătorii se pot simți mai agitați decât în mod normal. Anumite situații îi pot face să se simtă anxioși sau confuzi. Sunt sfătuiți să se gândească mai mult la ceilalți și să facă compromisuri. Nu este momentul potrivit pentru luarea deciziilor importante, negocierilor și încheierea de afaceri
afaceri sau semnarea oricărui document important. Să știi că soțul meu este vărsător și dacă stau bine să mă gândesc, chiar va trebui să semneze un document important. Citiți revista Taifasuri, găsiți o mulțime de... Hai, dă-i cu pești. Informații interesante. Am vrut să te mai țin în suspans. Păi de când aștepți? Asta e. Data viitoare, dar promit. Atent, am fost la toate zodiile. Sunt atât de cuminte. Cei din promit urmă că vor data fi viitoare vom începe cu pești. În viața peștilor există potențialul pentru o nouă poveste de dragoste sau mai multă compasiune, legătură spirituală într-o relație existentă. Aceasta este un tip excelent de a se răsfăța într-un hobby creativ sau pentru a se relaxa cu un film sau cu muzica preferată. Un nivel ridicat de compasiune înseamnă că vor găsi împlinire în munca caritabilă sau că vor avea grijă de ceilalți. Îmi place munca caritabilă. Pot fi un caz social în fiecare zi. Donați, donați, donați! Pentru că asta înseamnă unde muncă. Se găsește contul? Imediat vrei să-l punem și pe cronul emisiunii, că nu-i problem. Facebook. Pagina mea de Facebook, acolo găsiți IBAN-ul meu, vă rog frumos, donați, donați. Sunt un caz social aparte. Dacă vă povestesc toate problemele, n-avem timp, 5 emisiuni, dar noi aici suntem la maratonul surprizelor, maratonul distracției, maratonul prietenilor foarte buni și a interviurilor minunate. Nu uitați, cumpărați revista Taifasuri, apare joia la toate chioșcurile de presă, găsiți o mulțime de articole interesante, dar și foarte multe premii. Noi vă invităm să vă și abonați la revista Taifasuri. Dragi telespectatori, abonați-vă la Taifasuri, cumpărați revista Taifasuri, faceți integrame și ascultați muzică bună cu formația Răducanu Music!
Bravo, dragi telespectatori, a fost pentru dumneavoastră colega mea, Lavinia Furtună. Nu, că nu m-ar cunoaște lumea. Da, vreau să o dedic melodia aceasta. Doamnei Viorica, și tu? Doamnei Viorica de la... De Constanța. La Constanța. Viitoarea soacră a Danielei Stoica. Soacră mare, bineînțeles, și pentru Geo. Și vreau să dedic melodia aceasta pentru toate soacrele și soacrele mari și soacrele mici, pentru toți mirii noștri dragi, soacre, să vă numiți, care și-au unit destinele și pentru cei care își vor uni destinele anul acesta. Îi pupăm, îi îmbrățișăm, să le dea Dumnezeu viață lungă și frumoasă împreună și nouă putere de muncă, să putem să le facem evenimente frumoase așa cum, cum i-am obișnuit. Bravo, draga mea, Lavinia, ce frumoasă melodie pentru toate soacrele, pentru toate doamnele care de-abia așteaptă să devină soacre sau nu, că eu mai știu și categoria asta. De ce, Doamne, mi-am lăsat eu fata să se mărite cu asta? De ce, Doamne, mi-am lăsat eu băiatul să se mărite cu asta? Dar la nuntă joacă toate, n-au încotro, până la urmă s-au luat și important este să fim fericiți. Nu contează pe cine și cum luăm, atâta timp cât simțim că fericirea este acolo în casa noastră și ne simțim bine împreună. Așa e. Și nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie, este o vorbă din popor. Dacă tinerii se... Unde-i doamna Saveta Bogdan? Dacă tinerii se iubesc, atunci nu cred că trebuie să stea nimic în calea fericirii lor. Da. Ce ne-a învățat pe noi doamna Saveta Lavinia? Nu contează? E o vorbă de acolo, de la dânsa, de la Sângeros, băi, care spune cam așa: nu contează de mireasă, nu unta să fie frumoasă. A, așa e, dragi telespectatori. Și la nuntă mai mergem și noi din când în când. La nunți mergem foarte des, pentru că nouă ne place și la nunți și la botezuri. Și știi ce merge la nuntă și la botez? Ce merge? Merge muzica grecească. Știu că merge. Dar merge, știi cum? Slavă Domnului, merge! După un program oltenesc, merge muzica grecească, pentru că nunta fără lăutari nu are de ce să... Facem așa, mergem la nunți în felul următor. Luăm formația Răducanu Music, da. După aia facem un
program oltenesc, da. După aia unul grecesc, după aia unul cu maestru Gheorghe Gheorghe și v-am făcut nunta, fraților. Deci, nu mai așteptați, sunați-ne! Să vă cânt! Dragi prieteni, pentru dumneavoastră o melodie extraordinar de frumoasă. Se numește Diseară. Diseară. N-am mai cântat-o, e timpul. Nu mai avem răbdare până diseară. Noi vrem acum și-l vrem pe Mihalis Dumitrache să ne cânte. Dragilor, am revenit la Matinal și Popular. După scurta pauză comercială, am revenit în forță, tocmai acum când vrem așa să fie stare de bine, să aveți o zi extraordinară, să cântați, să dansați toată ziua, noi încheiem.
Așa este, Mihali. Știi, ce frumoasă frumos emisiune am avut azi. Repede se duce. Vrem să vă mulțumim din suflet tuturor pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Nu uitați că noi vă așteptăm de luni până vineri, de la ora 9 până la orele 12, să ne fiți alături. Mulțumim din suflet, maestre Gheorghe Gheorghe, că ați trecut astăzi pe la noi. Mulțumim pentru melodiile frumoase cu care ați venit. Cu tot dragul de fiecare dată și... Și noi vă așteptăm cu mare drag. O vară frumoasă pentru toți. Doamne ajută, Doamne ajută așa o vară să fie. Frumoasă cu evenimente multe și cu drumuri bune. Și mulțumim și mulțumim formației Răducanu Music. Vă mulțumim, vă mai așteptăm pe la noi cu mare drag. A fost o plăcere și o onoare să vă avem în această dimineață la Matinal și Popular și ne-am completat de minune împreună. Vă mulțumim, jos pălăria în fața dumneavoastră și, dragi mulțumim telespectatori, luați-i la evenimente. Și mulțumim și sponsorilor avem noștri. Și sponsor, da. Din acord pentru sunet, Masaya Decoration Style, e tradițional românească atelierul Iuliei Martinescu de la Ponoarele, Mademoiselle Atelier, Cofetăria Claus și Nea Vasile Cozonac. Mulțumim și Andra pentru căștile noastre. Glumesc, dragi telespectatori. Dragi prieteni, nu uitați, bunătatea este gratis. Profitați din plin de ea. Ne revedem și mâine dimineață. Pentru că avem o ediție aniversară. Prietena noastră, Mariana Cimpoiașu, face petrecere mare la Matinal și Popular. O să fie nebunie. Vorbim despre ea, când s-a născut, ce a făcut, cum a cântat pe malul Dunării la Giurgiu. Avem distracție mâine. Așa este. Mare distracție mâine, dar până mâine profităm de prezența maestrului Gheorghe Gheorghe la noi în platou, la Matinal și Popular și vă mai oferim încă o melodie frumoasă. Vă pupăm, vă iubim, pentru că publica dumneavoastră nu găsim. Ne revedem mâine dimineață! Din vale vinui bun o ca oai mare of, 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 of vinui bun o ca oai mare Crișmărița e hoață tare măi te duci pe calcălare, vii cu șaua la spinare. Of, 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 vii cu șaua la spinare, Crișmărița. Patru juși, doi bei, doi mănânci, mă. Of, 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 doi bei, doi mănânci, măi, Crișmărița. Patru boi, mai vin apoi cu doi, mă. Of, 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 mai vin apoi cu doi, măi, Crișmărița. Crișmărița, Crișmărița, eu te-am iubit de micuță. Of, 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 eu te-am iubit de micuță, să-mi dai și mie.